Trei fetițe trăiesc de ani de zile alături de tatăl lor într-un canton CFR din Florești. Așa am găsit-o pe fata cea mare. Ce faci aici? Scriu după ce am făcut, scriu la geometrie, unde am făcut pe caietul de matematică, că am uitat să iau caietul de geometrie. Și retranscrii lecția? Da. Aici vă faceți toate temele? Da, aici facem temele. Și nu e spațiu puțin? Nu, facem câte una pe rând sau facem pe jumate. Surioara cea mai mică a intrat anul acesta în clasa 1. De ce e bine să mergi la școală? Fiindcă vreau să mă fac mare și să vreau să mă fac doctor. Doctor? De ce vrei să te faci doctor? Fiindcă să-l fac pe tati bine. Că e bolnăvior? Da. V-a impresionat ce a zis fetița? Normal, m-a impresionat pentru că am 4 copii, între care unul pleca la maică sa, iar aceste fetițe, crede-mă, datorită lor, eu sunt foarte fericit că le-am și datorită lor mi-a dat o speranță în viață să pot să trăiesc, ca să pot să mi le cresc. De 8 ani de zile mi le cresc singure. Bărbatul a fost operat de hernie de disc, a suferit un preinfarct, iar în această primăvară a făcut și un accident vascular. Fata mijlocie a stat acasă ca să-l îngrijească și așa a rămas repetentă, asta în timp ce fata cea mai mare de clasa a 6-a este cea care își ajută tatăl la treburile casei. Îl ajută la mâncare, la tocat, ceapă sau morcovi sau cartofi și mai ajută și câteodată pe afară, pe aici prin casă. Cu datul cu mătura și șterg. Și la școală mai ai timp să deci de teme? Da, am timp, fac în clasă temele și câteodată o fac acasă. Cu toții trăiesc din banii câștigați din vânzarea unor ziare. Odată îmi dă 50 de ziare, odată 30, 20, depinde cum vrea să-mi dea. Unde vindeți ziarele astea? O dată pe săptămână, până Câmpina, până pizzerii, pe drum, alergăm de colo-colo. Te-ți plecat toată ziua? Eu da, toată ziua. Cât a fost în vacanță, au fost cu mine. V-a ajutat să-mi vindeți ziare? Da, cum să nu. Vindem tot. Chiar dacă este greu, tatăl nici nu vrea să audă că fetele abandonează școala. Să duci 3 copii la școală e greu, mămico, crede-mă. Trebuie multe. Te încuraja să meargă la școală? Cum să nu, da, nu se poate să nu se ducă la școală. Mama fetițelor le-a abandonat acum 8 ani de zile, pe când cea mică avea 2 luni, o vreme a luat-o pe cea mare la ea. Am stat 4 ani la ea și acolo ea nu cam era așa bună cu nimeni, dar tata era bun la suflet, dar ea nu. De tata e al tău, bunico? Da. El avea grijă de tine? Da. Unde e mai bine, aici sau cu mami? Este mai bine la tati, așa cum este el. I-a spus lui tati că înainte ea îmi dădea să mănânc și că toate, îmi făcea toate poftele, dar de unde? Că ea a mințit și i-am zis totul lui tati. Și am spus că tata e de la Reșița, m-a crescut, nu ea. De tata e ți-e dă? Da. Dar pe mami ești supărată? Da, foarte rău. Nu am fost cu mâna goală la familia Manea. În cadrul campaniei Ghiozdanul cu bucurii, derulată de VPTV, am reușit să le facem fetelor o surpriză. V-am adus câte un ghiozdanel nou și cu rechizite. Și pentru sora voastră care nu este acasă, îmi testai pentru tine că e menicuță. Mulțumesc. Mulțumesc. Mop, da. Și asta pentru tine și asta pentru surioara ta. Și mai mult decât atât, în ghiozdanelul tău aveți o surpriză pentru toate trei. Ce să fie în cutia aia? O tabletă. Vă bucurați? Da, foarte mult. Vă doreați o tabletă? Nu, să spune dată. Da. Fetele au promis că vor învăța mai mult pentru a nu-și dezamăgi tatăl.